Bun regăsit vouă tuturor pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România cu o trimitere încă de la început pe toate canalele de socializare ale Asociației, pe Facebook, Instagram și TikTok ne găsiți evident și pe numerologilor.ro. Domnule Anatol Basarabă, astăzi continuăm firul Oprindu-ne la conștiință. și conștiință, cineva ne ceartă pe Facebook, ne-a lăsat un comentariu. E ceartă? Conști... Ne ceartă? Ne ceartă, da. Așa, conștiința e una, și conștiința e cu totul altceva, la nivelul la care vă pretindeți unii dintre voi. Ar trebui să vă faceți temele înainte de a da drumul prostilor pe uliță. A, bun, am, am înțeles. Dacă -am. suntem pe ulița canalului de YouTube, da. uh, fără niciun fel de orgoliu am considerat chiar că este o temă bună, o temă de clarificat pentru mulți dintre noi, da. pentru că da, ca orice lucru în lumea asta, avem o complementaritate și avem o integrare. Uh -huh. Deci lucrurile sunt interdependente, da, da, prin aceste două procese. Fie nu au nimic unul din celălalt, cele două sisteme și atunci sunt în complementaritate și vin să creeze întregul. Fie au câteva elemente în comun. Da? Și asta duce cele două sisteme într-un proces de integrare. Deci, conștiința și conștiința, două lucruri poate despre care nu știu toți și am găsit de cuvință astăzi să clarificăm în linii mari, sigur. Bun, am înțeles. Da, de unde a apărut asta cu prostia? Posibil ce? că ceva într-un clip foarte scurt, uh -huh. extras din episoadele de pe YouTube și postat ah, pe Facebook. Stres. Adică este posibil că noi să fi făcut, adică să, folosit să fi folosit cuvântul fi și conștiință. În loc de Sau așa s-au auzit sau ce știu. Și de aici au pornit toată comentariul ăsta că să fie, adică, adică de a, adică înainte de știu genul Istation, Doamne de cu ei de pământ, Dar din adică care poate extras o poate... idee foarte nu bună înțeles. pentru nu întâlnirile la noastre. Sunt, sunt doar cu asta, adică știi, tu scrii un text în care poți percepe ceva, poate să te uște pentru viitor și o să vină unul și o să spună că virgula nu e pusă unde da, da. Și să-ți duci dracu tot textul, nu contează ce ai scris acolo, băi, cu cratie mă trebuia, băi, cu deia trebuia. Ok, lasă ca asta uite, eu o corectez acum, chiar când de multe ori pot să nu Sunt totuși știu, și mai ales... importante și virgulele Evident, și cratimele pentru că într-un proces da, avocatul da, câștigă a... pe o virgulă. Corect, acolo când merge da. vorba dar textul care al pui tu pe Facebook, nu-i modifică, nu al bagă pe nimeni în pușcărie, nu-i mărește cu trei ani staționarea da, da, se intință, în pușcărie, să da. sau ceva. Este un text care te poate învăța ceva. Nu contează ce ai scris tu acolo, cât e de valoros textul și gândirea proprie ca produs al gândirii nu o să fie deloc apreciat pentru că un cuvânt a fost scris greșit, cu cratimul, cu fără cratimul, cu liniuță sau fără, sau că scrie altceva și din tot textul va veni unul și va spune, bă, prostule, bă, tâmpitule, fără să vadă textul în continuare. Face mi-ar trimite la, la adică episodul mie, despre prostie. Da, adică, e foarte normal, adică eu înțeleg că cineva a constatat sau a observat că probabil am folosit sau așa s-au auzit, conștiință, conștiință și am încurcat, a, uite, proștii nu știu ce e asta. Mie mi se pare din potrivă. A nu ști diferența între conștiență și conștiință e dovadă de maxim în pregătire vis-a-vis -vis de tine însuți, de tine ca sistem, de tine ca om. Eu nu cred, în general, că cineva nu știe. Că nu știe. Dar dacă domnul, nu de mult în sine o aflat, sau domnișoara, nu de mult o aflat diferența și o dintre astea două și i s-a părut că noi nu știm chestia respectivă, atunci trebuie să-i spunem că probabil și ea nu de mult o aflat și asta este noua achiziție și prevește lumea prin noua sa achiziție și toți care nu știu sunt proști și ea nu. Eu cred că nu există om, dar dacă nu chiar nu există care să facă diferență între conștient și conștiență, ăștia sunt, așa le trebuie, nu știu cum. Acum, eu lucrez cu psihologia de când mă cunosc, adică în domeniul psihologiei și în cele mai profunde și întunicate aspectele numerologiei, nu numai ale albe. Că nu, că trebuie să știi tot. Ale numerologiei și ale psihologiei. Și numerologiei și a psihologiei. Și psihologia psihologie albă și psihologia neagră. Da. Adică manipulativ, militară, să o spunem așa, adică cu tentă de război, cu tentă de armă. Și psihologia din scut, adică albă, care îl apere pe om, îl să se apere de ceva și rest. După atâția ani, să vină cineva să spune că eu nu știu diferența dintre... Că nu e vorba de orgul. Poate am zis eu, nu știu da. cine Conștientă a zis. Și conștient, <laughs> mi se pare așa o chestie ca și cum mai spune unui bucătar că nu faci diferența între sare și zahăr, cam așa ceva. Și care ce, ce trebuie, trebuie să facem noi. Utilizez termenul de conștiință în acest sistem x y, da, verticala și orizontală în care avem conștiința pe verticală și conștiința pe orizontală, da? da? Este Putem până să... Este până la urmă un punct de intersecție acolo uh, care uh, determină starea de conștiință prin uh, conștiință, respectiv uh, uh, conștiința determină gradul de conștiință. Într-un anumit punct există o intersecție. Da. Și tocmai de aceea am simțit că este un subiect potrivit pentru un dialog astăzi, da. uh, pentru că ar fi bine să știm. Că pe măsură ce conștiința este mai largă hmm. și gradul nostru de conștiință este mai uh, ridicat. Hai în sensul spunem. în care nu să ne apucăm să turnăm sticle de alcool pe gât, nu? Hmm. Pentru că știm, în palierul larg al conștiinței, că nu este ceva ce ne va ajuta. Hmm. Da? Pierderea conștiinței. Da. Hai să le spunem maximum de simplu, dar în același timp de concentrat, ca să înțeleagă oricare alți proști ca și noi de până acum, cu prostia lor pe stradă, care nu știu ce diferența dintre conștiință și conștiință. Conștiința este legată de, simplu să spunem așa, dimensiunea morală a omului. Uite, toată dimensiunea morală, spirituală a omului este conștiință. Conștiința îți permite, conștiința nu ți permite, votează cum îți dictează. Conștiința, care de cele mai multe ori e foarte îngustă și limitată, și am mai degrabă am putea spune votați cum vă dictează inconștientul. Sau mai corect, decât atât, trecem mai dict, votați, duceți-vă la vot și votați așa cum vă dictează subconștientul. Că de fapt 90% din viața noastră este dighidat și controlată în totalitate de subconștient. Conștiința nu mai caută scuze morale la tâmpenile pe care le-am făcut, e, inclusiv la bețeia de asară. Conștiința din punctul ăsta de vedere a omului, o anumit nivel al ei, nu-i bună la nimic, conștiința asta. E bună pentru satisfacerea necesităților, spunem așa, imediate, bazale și puțin așa mai superioare, nu sunt cele mai mari. Oamenii cu conștiință foarte largă așa și dimensionată pe verticală, aia în conștiința lor în cap mult mai multe lucruri și nu mai este un consumator. Nu trăiește ca un cumpărător sau cu un consumator. Trăiește deja ca și un fel de producător, investitor și investi unii investesc pe orizontală, alții investesc pe verticală. Toate acestea se regăsesc. Iar conștiința are de-a face doar cu starea de a fi conștientă. Adică ați pierdut conștiența, ai căzut jos pe conștiință. Mai este atunci mai contează ce conștiința ai tu? Nu. Adică ca să fii conștient și conștiința ta să funcționeze, că, bă, prima dată trebuie să fii conștient, nu? adică să nu-ți pierzi conștiința. Corect. Bun. Adică stare, doar e legată conștiința de prezent, de momentul prezentului și de momentul de a fi de veghe. adică de a putea fi conștient, ați păstra conștiința și a a putea fi de veche. Adică să nu dormi, să nu fii în comă, da. dar ce te faci cu dormitul ăsta ambulant? Păi da, păi nu poate. Păi dacă, dacă, omul, știi, faptul că omul este activ fizic, nu înseamnă că el uh, s-a trezit. Mai mult că atât, noi puneam înainte deșteptătorul să, ce? Să ne deștepte? Nici atunci nu ne deștepta, nici acum nu ne deșteptăm doar ca și cum ne trezim. Dacă vorbim de trezire, vorbim de trezirea pe orizontală. Adică ne-am trezit la realitatea asta fizică. Uite, pragul, uite, autobusul, trebuie să mă urc. Deșteptarea înseamnă ce? Cu Trezirea conștiinței. Da. Adică mă duc la muncă. De ce mă duc la muncă? Ce am eu de făcut la muncă? Într-un care, în... care este scopul? între lucrurile care trebuie să le fac în normele mele morale sau va trebui să fac lucruri contra normelor mele și principiilor mele morale. Va trebui să mă vând pe mine, îmi vând propria mea viață. În dauna mea pentru un salariu atât, știi cum e în viață? O țigară îți ia 5 minute din viață, este? Dar o zi de muncă îți ia 8 ore, care e mai periculos? E mai bine stau acasă și fumez 20 de țigări, adică... Ceea ce din păcate cam fac mulți. Da, 20, 20 am... la 5, uite să am 100 de minute am pierdut, 100 de minute. Dar o zi de muncă îți ia 8 ore și înapoi primești un ban care nu cred că merită ele 8 ore din viață. Păi cu banul ăla ții țigările. Păi da. Și alcoolul. Păi atunci e și mai rău. Da. Adică te duci la muncă, mai și fumezi, mai și bei. Da. Eu zic că mă faci numai una. Ori stai acasă și fumezi și bei, ori te duci numai la muncă, dar nu mai fumezi și nu mai bei. <laughs> că atunci ați vins prea mult timp. Adică 8 ore le-ai vândut la muncă, fiecare țigară încă îți mai ia, mai ia și tu ai fost la muncă numai 8 ore, le-ai pierdut, le 8 ore și ai mai pierdut și din băut din fumat din și din nu știu ce. Păi la un moment dat banii nu să ajungă să te repari sănătatea. Așa, mă, că stai acasă, bei liniștit, frumos, alcoolul în cantități mici e bun în orice Măsură, cantități, da. nu știu? sau în măsuri mici e bun în orice cantități și uite, omul trăiește. Adică glumă, glumă, dar eu cred că lucrurile astea sunt accesibile și fiecare om trebuie să înțeleagă care e diferența. Una reprezintă mai mult o stare de veche, adică starea de trezere, stare mai mult fiziologică, biologică și alta este componentă morală, adică spirituală. Una ține mai mult de corp și de activitatea corporală, fizică și alta ține de activitatea mentală, spirituală sau morală. Ele totdeauna depind unele de altele. Se determină unele pe celelalte. Așa, conștiința te poate, spunem așa, a te adormi, adică nu o pierzi cu totul, dar așa, știi, ești semi, de vegi semi-adormit, semi-treaz, nici nu mai contează pe la mijloc. Și asta conștiința poate face, adică principiile tale morale, principiile tale spirituale, viziunea asupra lumii, imaginea asupra lumii, interpretarea realității, te poate face să fie așa mai așa, legumă. Tu te miști, dar eu astăzi pe un oraș, fără niciun fel de jenă, nu mă tem de cuvinte, pe un oraș vă văd oameni semi-adormiți, semi, -adormiți, semi nu știu cum să mă merg așa undeva, fără rost, fără scop, nu știu de unde, de, până unde, unde să duc, când se întorc, dar de ce să duc încolo? De... Adică aici, ca scară valorică, toți oamenii ciupleu piatră. Pentru marele templu, de exemplu, știi? și vine zeul pe lângă unul și îl întreb, ce faci băiatul aici? Ce să fac zeul? Ciuplesc blestemata asta de piatră. Bine, pe bune, deci așa vede de, realitatea, așa o interpretează și în normele lui morale. Altul se apropie de el, exact același lucru face și îl întreb, ce faci bătoci? Pe păi, ce să fac, zeule? Îmi câștig existența. Același lucru face, dar în valoarea, atitudinea morală, viziunea asupra lumii, locul lui în lume, acțiunea, e cu totul diferit. Se apropie de al Ce faci, băieți? Ce să fac, zeule? Construiesc un templu. E uite, aceștia care construiesc un templu, înainte erau mulți. Și participau cu toții la sărbătorile cu tot satul, la construirea bisericii cu tot satul, la nuntă, la nu știu ce, la ritualuri agricole și nu știu de care, cu tot satul, la ritualuri magice. Ei au început să fie cât mai din ce în ce mai puțini, oameni care construiesc, participă la construirea statului, care participă la construirea templului. Conceptelor, ideilor. Așa, și sunt din în ce în ce mai mulți oameni care ce fac? Ce-o ce blestemată asta de piatră? Ce da. faci, băieți? Dar blestematul ăsta de calculator. Ce faci Ești? Fac calculele astea contabile. Ce ești adică Nu-și câștigă nici existența. Nici nu mai vorbim că el de aici încolo ceva construiește. Și odată el ce plimb blestematul ăsta de piatră, blestemat devine el. da Pentru că una se regăsește în alta. Adică el devine blestemat și viața lui e blestemată, și piatra e blestemată, și tot ciocanul și, și dalta de blestemată, totul e blestemat, totu blestemată în, în jurul și pare. are o viață de blestemată, nu știi, nu mai poate înțelege vreodată bine cuvântarea. Ăsta care își câștigă existența e la mijloc. El nu vede viața nici blestemată, nici instrumentul, eu trebuie să fac asta și dacă fac asta, vede normă, vede cât target, nu știu ce fac asta, câștig existența, bani mai mult sau mai puțin. Sau poate chiar produc mai puțin decât asta. Dar așa a fost înțelegerea mea cu Zeu. Pentru fiecare piatră cioplită, pe mine mă plătește atâta, Asta s-a înțeles altfel cu zeu și în legătura lor s-a înțeles iar lor lui sfântă. Da. Lui dă 2 dolari pentru asta, mi-e dă pentru fiecare piatră ce plită 10 dolari. Nu că fac mai mult sau mai bine că el, dar așa m-am înțeles. Așa au fost negoți, târguiala. Și așa ne ominim. El mă ominește pe mine cu bani și eu îl ominesc pe el cu piatra pe care o fac. Dar asta construiește un templu. Munca lui este o binecuvântare și el e devine binecuvântat. El devine cu un pas în spatele zeului. Ales. Da. Ales și încet, încet construind un tipul, el va deveni maestru, ciuplitor de pietre pentru toți ăștia. Uite, gradul 33, uite, gradul 22 și uite, gradul 11. 11. Toate simbolistică asta, dacă nu o și e tot, nu mai vorbim din, a, multe alte. Te pierzi în lumea asta, nu știi cum e construită. Nu știi cum e construită, te bagi ca prostul, ca în strung, să agați cămașa într-o roată de adințată da, sau și de rămâi fără mână. Te învârte acolo, dar că rămâne fără mână e bună. S-ar putea să fie bine binecuvântare care rămâi fără mână, dar rămâi fără viață, fără cap. Sau rămâi în viață și fără mână și fără minte și este așa un fel de Că mai bine ai prefera să mor decât da. să continui să-i fie așa Risonieră un fel de legum. în propriul trup, da. Exact. Bun, păi cred că am lămurit uh, această temă și putem să mergem mai departe în călătoria noastră. Eu cred că n-am lămurit-o deloc, pentru că este o temă extrem de complicată și cu multe ramificații, pentru că de -o, imediat vorbim despre orizontală, adică conștiința și verticală conștiința, dacă între ne ele. și în etimologie și desenăm a, și așa. un triunghi și îl vedem pe conul ăsta de sus da. și așa mai departe. Și apoi noi, noi de obicei când desenăm vectori respectiv, îi ținem numai așa sub unghi de 90 grade și în dreapta vedem. Dar uităm că există conștiință neagră, există și da. conștiință tot în partea cu minus. Și uite atunci când facem graficul corect în sensul de cruce, cu valorile minus și cu valorile în minus de la punctul 0 și după care încep funcții diferite în sens de sinus, cosinus și restul, atunci tema conștiinței și conștiinței e nesfârșită. Capătă valori cosmice inclusiv și extrem exact. de subtile până la fizica cuantică și acolo există o spunem așa, elemente care sunt la altă schemă echivalentă de aplicabilitate, de altă formă de manifestare, dar tot este conștient Conștientul și conștiința. Tot și acolo sunt două lucruri diferite. Peste tot. Dar apare întrebarea. Cine în jurul cui gravitează? Adică cine este șeful între aceste două? Că trebuie să fie obligatoriu una dominantă și una să fie bărbat sau adam și alta trebuie să fie Eva. Una urmează și alta, să sub... și alta dictează sau merge înainte. Care este? Păi. Întâi, conștiința, începem cu cine a fost primul ou da. sau găina, știți? Da. <laughs> Întâi, conștiința gravitează în jurul conștiinței, până devine conștiință pentru o altă conștiință și tot așa sunt interschimbabile. Așa, adică când conștiința ajunge la maximul său de... dezvoltare, ajunge să se modifice ce? Conștiință. Da. Când conștiința ajunge la maximul său potențial și mai departe, -are ce? ce face? Se transformă în conștiință. Adică Ying-ul trece în yang și yang trece în ing de fiecare dată când atinge maximul său potențial. Adică temele când te duci așa deja poți să scrii cărți, așa deja văd știi, toată lumea care trebuie să o iei numai așa și să o mulci, să-ți faci o carte, o, fil o școală întreagă dacă vrei o instituție întreagă care se ocupe numai de astea două lucruri, manipulărilor, influențelor, creșterea dominantii unea, scăderea dominantii alteia, inhibiția și excitația uneia sau alteia și de aici diferite forme de transformare ale omului, ale jocului, dintre corp și minte, dintre valori și non-valori, tot așa mai departe. Nu i pui tema asta, dar ca pentru, cum spunem, neofit, pentru un Nepricept. Pentru ABC, să zicem. A, pentru ABC. Da? E foarte simplu. Omul trebuie să știe măcar atâta, măcar atâta ca definiție, că conștiința este legată de dimensiunea morală, spirituală, lucruri, viziune, interpretări ale realității, percepția realității, asimilarea, analiza ei și restul, iar conștiința este legată de starea de fizică, de starea de veche, adică faptul că Știi, registrăm ceea ce adică Sunt da. există ca și corp biologic, prin intermediul analizatorilor cărora eu pot să conștientizez ceva. Pot ceva interpreta, pot ceva valorifica pot ceva crește în piscarea morală, ceva pot scade, pot interpreta uh, lucrurile și pot lua decizii în conformitate cu cum îmi sau cu conținutul conștiinței mele. Dar ăștia sunt foarte puțini oameni. Asta sau... sunt ciopritori, cei care fac un templu. Ceilalți, din păcate sau din fericire, încă nu știm asta exact, trebuie să dureze mic de ani ca să facem analize așa longitudinală și să ne dăm seama cum a fost, bine sau rău. Dar ceilalți oameni, 90% din ei, în cursul întregii lor vieți, viața lor este dictată nu de conștiința lor, ci de ceea ce au intrat în Subconștientul. Ăla. În tipare. În, în subconștient. Da. Și ei funcționează. În presătări, presătări. Da. Și că au venit din afară, că au venit din interior, că au venit uh, din propria interpretare sau dintr-o proprie atitudine, nu fie și greșitul nu contează. Ele înțeleagă. stau acolo în da. subconștient și de acolo ghidează în 90% din timpul hotărârii și acțiunilor pe care omul în cursul vieții le face. De aia încă o dată spun, electoratul trebuie îndemnat să ducă să voteze în conformitate cu subconștientul lor. Că dacă apelăm la conștiința lor, o să-ți dai, primești niște răspunsuri care mai că de ce l-ai votat pe ăsta? Pentru că nu-i dat. Ce ți-o dat? Ia uite, nu-i dat un pachet de zahăr, un nu știu ce acolo și pe ăsta îl votez. Atât ai? E trist, domnule Anatol Basra. Da, dar ăștia sunt 80%. Nu vreau să extindem uh, dialogul în direcția asta pentru că riscăm chiar să nu-l mai încheiem. Uh, nu, nu riscăm, nu. Noi nu riscăm nimic, <laughs> că este un risc. Risc ei. Adică vorbind despre asta, le atinge anumită zonă de interes al cuiva și ei riscă să piardă sau să, să modeleze ceva pentru că noi despre asta vorbim. Păcat că despre asta nu se vorbește peste tot normal ar fi să vorbească despre asta, cu urmează, de exemplu, oamenilor oamenii bărbații să vorbească despre asta și la o bere. Dar nu să vorbească uh, așa, la nivel de ha-ha, de ha-ha este -ha ci să, la nivel de maximă seriozitate și profunzime, pentru că bă, noi ce facem? Suntem bărbați da. în seara asta să suntem? Băi, hai să stăm la o vorbă. De ce l-ai votat pe ăla, de ce nu pe asta? Care e concluzia? Care e logica? Păi, mă și pe mine să fiu conștient de ce fac, să nu fac ca prostul vreo vot, votez așa ceva. Că cine știe unde duce asta în viitor. Dar sunt în general vreo unii din toți care sunt demni să-i votăm. Sau nu niciunul demn de a vota. Hai să vedem ce facem. Hai să gândim o strategie populară. Uite, nu-i votăm pe ei, votăm pe ei, să-i votăm pe toți deodată, ca să fie toți acolo și să mănânci între ei decât să le dăm putere maximă unuia dintre ei. Adică să împărțim puterea la toate partidele mai mici, mai mari, așa, să fie toți acolo și să-și dăi unii alții peste înainte de a face ceva. Totul trebuie să se suprapună cu un scop comunitar pe care, din păcate, din păcate conștiința pierdut. românia, <laughs> da. română, adică conștiința nu avea, noi nu da, mai avem. Da, dar asta înseamnă conștiința e, colectivă a românului este atât de distorsionată încât nu are nici măcar un scop. Neavând niciun scop înseamnă că vom vota cum? cum ne dictează subconștientul. Îmi place, dar de ce nu știu mai că îmi place de el, că e bărbat frumos așa și vorbește. El nu place, că... păi tu așa votezi? Adică sub imperiul unei emoții, unii îmi place, nu mi place? Așa votezi, tu îl votezi pe la când place mai, că e liniștit, vorbește, dar pe la de cine Aia pentru că el îmi se pare mai măr așa, așa, nu-l votez. La îmi se pare mai șmecher, mai viclean așa, L-am eu așa, care le -a. Păi așa votăm noi oamenii, așa ne facem noi viitorul, așa. Își lasă, nu ai bine, mai venit o duce la vot deloc. Nu știu cum să spun, nu, ca ai doi. Eu nu sunt pentru că se duc lumea la vot sau nu. fiecare face ce îi dictează. Unora foarte puțin conștiința și alții foarte mulți sub conștientul. Atât astăzi, ne revedem săptămâna viitoare.